Conținut. Este un conținut important de aspecte. Aspectele pot fi de lumină sau de întuneric, cele care sunt în umbră. Vreau să mai spun că, conform abordării mele, în umbră sunt acele fragmente de suflet, acele aspecte de noi, din noi, care s-au fragmentat, care s-au separat de întreg, dar procesul de vindecare face ca aceste aspecte să se integreze armonios. Uneori ele ies în lumină pentru că e nevoie la momentul acesta să le manifeste în lumină, alteori ele rămân în umbră, dar eu nu mă mai simt separat. Nu mă mai disociez de ceea ce am în umbră, ci recunosc, admit că face parte din mine. Mai spuneam că umbra este acea parte din iceberg care nu se vede și ceea ce vedem este doar vârful. Așadar, partea de conștient este doar o mică parte din ce reprezintă ființa umană. Pentru că cea mai mare parte a ființei noastre există deja în subconștient, iar există și o zicală cum că subconștientul ne conduce viața, iar noi numim asta destin. Așadar, tot ceea ce este ascuns, care conține credințe, idei fixe, frici, emoții, sentimente, adevăruri personale unice sunt consecințele unor experiențe pe care la un moment dat le-am trăit, le-am avut și toate astea sunt depozitate în subconștient. Partea de umbră lucrează cu mecanismele de adaptare, cu aspectele de supraviețuitori. Și am scris o carte, De la terapie la miracol, în care vorbesc despre umbră, despre fragmentare și cum partea supraviețuitoare, adică ceea ce se vede, acea parte din noi de care astăzi suntem conștienți, a luat la un moment dat niște decizii, iar nouă ni se pare că aceștia suntem noi. Supraviețuitorii, ceea ce arătăm lumii, este doar o formă prin care la un moment dat ne-am adaptat. Dar supraviețuitorul nu reprezintă întreaga mea ființă și cu atât mai puțin ființa mea sănătoasă, care se manifestă în toată plenitudinea sa, pentru că multe din potențiale, multe din puterea mea, din sufletul meu, se află undeva în umbră, undeva ascunse sub preș. În cartea De la terapie la miracol, detaliez mai mult procesul fragmentării, cât și câteva din temele abordate în vindecarea umbrei, respectiv vindecarea copilului interior, vindecarea feminității, despre reîntregirea sufletului, despre cum ne pierdem puterea personală și limitări. Toate acestea se regăsesc în umbră, în lucru cu umbra. Bineînțeles, vorbește despre iubirea de sine și iertarea de sine, pentru că, dragi, greu să iei o numerologie sau astrologie când tu, de fapt, ai nevoie să te ierți și să te accepti. E important să facem o diferență între dezvoltare personală, respectiv adaug consultații care să mă pună în contact cu mine, dar nu e suficient. Este nevoie să intri mai în profunzime ca să poți să aduci din subconștient în conștient ceea ce la un moment dat mă blochează, mă limitează, nu-mi dă voie să mă manifest în întreg potențialul meu. Îmi place să spun că fiecare dintre noi
are realitatea pe care și-a creat-o, atras-o, cu care a rezonat, conform filtrelor personale. Iar aceste filtre personale nu reprezintă decât umbra care la cele mai multe persoane a preluat partea de lumină și se manifestă ca și cum ar fi întregul. Nu-mi dau seama dacă aveți sau nu întrebări, dar dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți pe chat aici, în direct, și eu o să încerc să vă răspund. Cert este că abordarea vindecării nu se întâmplă peste noapte. Gândiți-vă că există anumite credințe, blocaje, idei fixe prin care eu reacționez, care pot fi din umbra mea personală, care a rezonat cu umbra, cu programele, cu lecțiile neînvățate ale neamului meu, și cumva duc în spate un bagaj de filtre prin care realitatea mea se creează. Și ajung să mă întreb, nu înțeleg de ce atrag lipsa banilor, sau nu înțeleg de ce îmi este frică să mă arăt. Sau, de ce atrag un anumit bărbat sau o anumită femeie? Atrag un anumit tipar de femeie, doresc, de deși așa. Eu îmi doresc contrar, inversul. Ceea ce îmi place să fac în terapie și în cadrul cursului de vindecare a umbrei, pe care o să aveți ocazia, cei care vă doriți să vă redescoperiți și să intrați în contact cu ființa voastră autentică, din toamnă, cel mai probabil din septembrie, o să încep un nou curs de vindecare a umbrei, pe care îl fac de câțiva ani anual, am o nouă grupă. Este o grupă pe an. O grupă pe an, pentru că este un proces de vindecare profundă, durează 6 luni, timp în care devenim conștienți și vindecăm într-un mod profund ceea ce limitează, ceea ce blochează manifestarea ființei și crearea unei realități armonioase. Pentru că ceea ce nu știi te conduce și ți se pare că este destin, că cineva te pedepsește, că ți se întâmplă doar ție, că este nedrept. Sunt atât de multe lucruri pe care aș putea să le spun, însă atât pot să spun că acest proces nu se poate întâmpla peste noapte. E nevoie întâi să conștientizezi. Pentru că viața îți aduce ulterior, în manifestare, hai să spunem ca un mic examen, ceea ce ai procesat tu în vindecarea ta. Poate că altă dată ai ales să te sacrifici, pentru că așa ai văzut tu modelul la mama ta, așa ai văzut tu modelul feminin în familia ta și în neamul tău, doar că ai renunțat la tine, la feminitate, la blândețe, și tu ai fost învățată că dacă ești o femeie înghețată, o femeie puternică, o femeie bărbat, asta o să-ți asigure ție supraviețuirea. Asta e valabil și la bărbați sau doar la femei? Este valabil și la bărbați, pentru că modelul bărbatului care s-a predat foarte mult timp pe planeta Pământ a fost bărbatul este bărbat, doar cel care este agresiv, violent. Bărbatul nu trebuie să plângă, dar bărbatul nu îi se permite să aibă emoții, să manifeste blândețe, ci bărbat este doar acel bărbat care este la polul opus al energiei yang, adică greșit înțeles. Așadar, în momentul în care integrezi umbra, în primul rând, e nevoie să devii conștient. De ce? Pentru că ulterior, când vei fi pus în situații similare,
într-un mod conștient, vei alege să manifesti ce? Umbra integrată. Adică nu înseamnă că după ce o să fac cursul vindecarea umbrei, nu o să mai am viol, nu o să mai am furie. Că o să devin așa, blândul ben și că o să fiu doar într-o iubire fără margini. Înseamnă că o să ai și lumina și întunericul echilibrate și pot să aleg conștient când să manifest lumină și când să manifest întuneric. Vrei să mă întreb ceva relativ la energia masculină care ar trebui să fie și aceasta integrată, da? În comparație cu energia cu feminină. Energia feminină. Uh-huh. Pentru că te vorbim mai de femei, dar și noi suntem și noi bărbații aici și noi avem umbră. Clar. Și de multe ori umbra noastră are multe urme de agresivitate și de violență. Uh-huh. Avem în noi mai multă violență decât o femeie, decât energia in. Ei, și noi bărbații avem nevoie de aceste vindecări. Asta înseamnă că noi, ca bărbați, o să ne transformăm în femei. Nu. Vom rămâne tot bărbați, da? Cu toate calitățile noastre, cu toate, cu tot ceea ce avem noi ca bărbați, doar că le vom manifesta, presupun, într-un mod armonios. Pentru că, exact cum spuneam, hai să ne raportăm la energie masculină, da? Energia masculină este, are forță, are violență, da, atunci când este cazul, are agresivitate, este expansivă, dar este totodată integrat armonios cu yin-ul, cu energia feminină, adică poate să arate și blândețe, pentru că și un tată își mângâie copilul și un bărbat, da, poate să țină în brațe un copil și un bărbat poate să mângâie o femeie, așadar, și o să o facă să se simtă în siguranță și protejată, așadar, în vindecarea umbrei vorbim de integrarea armonioasă a luminii cu întunericul și de echilibru între energia feminină și energia masculină. Asta nu înseamnă că femeia o să devină doar blândă, bună și iubitoare, își găsește acele resurse importante care la un moment dat s-au dus în umbră, ca și bărbatul, resurse importante la care la un moment dat, traumatizant, am renunțat la ele. Deci în vindecarea umbrei, practic, este vorba despre a-ți armoniza ființa prin recuperarea puterii personale a sufletului, a acelor resurse care s-au ascuns, s-au dus în umbră. De ce? Că n-am știut cum să facem altfel și că la un moment dat aceea mi s-a părut unica soluție ca să putem să mergem mai departe. Din perspectiva în care filtrele mele sunt curățate și eu nu o să mai cred că bărbat fiind sunt slab dacă îmi manifest emoțiile. O întrebare. Noi bărbați avem și yin? Adică nu știu, avem și energie feminină sau doar suntem doar strong, puternic, young? Se pare că există energie feminină, energie masculină în fiecare esență divină, da? Ca să spun, fiecare spirit, doar că proporția în care ea se manifestă este uneori distorsionată, dezechilibrată. Uneori poți să manifesti foarte mult yang și mai puțin yin, altă dată manifesti foarte mult yin și foarte puțin yang. Aș spune că nimeni nu este exclusiv yang sau exclusiv yin, ci datorită unor credințe și conjuncturi, fie îmi suprim yin-ul foarte mult, fie îmi suprim yang-ul foarte mult. Și atunci voi spune despre mine, eu sunt așa. În esență, noi suntem în multe feluri, în esență, noi suntem un tot, adică avem toate atributele, toate potențialele, dar făcând vindecarea umbrei, o să aleg să exprim conștient, într-un mod armonios, energia yin, energia yang, atributele din principiul masculin și atributele din principiul feminin, în conformitate cu
momentul pe care îl trăiesc eu în viața mea ca om, să revenim un pic în realitatea de zi cu zi, scopul pentru care e important să mă cunoști, să fiu în contact cu mine, este să atrag relații de calitate, să am inițiativă, viziune, încredere, putere, curaj, să mă aleg pe mine, să nu mai manifest victima sau supraviețuitorul, pentru că apoi o să-mi atrag în realitatea prezentă un agresor și voi spune, este nedrept față de mine. Întotdeauna oamenii profită pentru că tu nu ești în contact cu puterea ta, pentru că nu ai limite sănătoase, pentru că granițele tale sunt prea permisive sau, dimpotrivă, prea strânse, prea înghețate. Așadar, tot ceea ce presupune vindecarea umbrei mă pune în contact pe mine cu mine, mă redă mie, mă împuternicește și mă reconectează cu atributele, cu resursele mele divine, care sunt dintotdeauna în mine, doar că la un moment dat am ales să nu mă mai uit la mine, s-au dus în umbră anumite atribute, da? La un moment dat am zis că nu am nevoie de ele, că pot să renunț, sau pur și simplu am uitat, sunt înghețate, paralizate. Este important, pentru că se vorbește foarte mult despre a fi creatorul vieții tale. Păi cum să fii creatorul vieții tale dacă tu nu știi cine ești? Cu afirmații pozitive este foarte greu să ajungi să faci vindecarea umbrei, pentru că o să faci afirmații despre tine, cum că sunt curajoasă, dar foarte curând viața o să te aducă într-o situație în care tu o să poți să faci o alegere dacă ești cu adevărat curajoasă sau dacă din nou o să intri în frică. De ce? Pentru că frica primordială nu a fost vindecată, ea este încă acolo. Nu știu dacă avem întrebări. Deocamdată nu sunt, văd întrebări. Nu vă fie teamă, puneți întrebări, adresați-le acolo în comentarii. Dar până când primim întrebările, vreau să ne spui cum oamenii pot să-și dea seama, pentru că acest termen de umbră pe oamenii sperie. Uh-huh. Cum adică să am umbră? Uh-huh. Cum pot să-și dea seama ei, nu știu nimic de lumea spirituală sau știu ceva, uh-huh, să-și dea seama, mă uite, am și eu umbră. Am auzit termenul ăsta, oare eu am? Cum îl identifică ei că au această umbră? Ca să știe ce poate să vindece. Uh-huh. Foarte simplu și bazal, e important să scrii ce frici ai. Ce frici ai. Ce blocaje. Unde te simți blocat în viața ta? Ce nemulțumiri? Ce ți-ai dori să manifesti mai mult? Dacă te simți integrat sau nu în colectiv, în familie, dacă ai relațiile profesionale sau prietenii pe care ți-i dorești, dacă simți că faci parte, da? În esență, dacă aparții, cum arată relația cu părinții tăi? Este o relație armonioasă? Este o relație disarmonioasă? Ce nu suporți? Ce judeci? Ce urăști? Ce iubești? Ce validezi?
te simți tu în viața ta? Simți că te manifesti în toată plenitudinea? Sau mai degrabă ești retras, mic, ascuns, pierdut, izolat? Sau e în regulă să te exprimi? Poate ți-e frică că ești greșit înțeles și atunci te retragi. Deci toate acestea vorbesc despre tine, despre acele aspecte din umbră care sunt foarte bine acoperite de programe de supraviețuire, de ceea ce ai ales la un moment dat să devii ca să poți să rămâi în lume. Ceea ce ai ales să devii este partea ta de supraviețuitor. Nu este neapărat partea sănătoasă. E posibil ca partea sănătoasă să fie undeva în umbră, așteptând să fie scoasă la lumină, astfel încât ceea ce trăiești tu în realitate să se schimbe complet în forma cea mai armonioasă pentru tine. Cred că avem un mesaj. Avem o întrebare. Alexandru ne întreabă că dacă că orice sentiment care închide chakra se poate identifica cu umbra? De ce ai nevoie să-ți închizi chakrele? Pentru că sentimentele sau emoțiile pe care le simte... E ok. De ce ai nevoie să-ți închizi chakrele? În spatele acțiunii de a-ți închide chakrele este o emoție. Îmi închid chakrele pentru că simt o emoție. Ei, emoția aceea este ceva ce are legătură cu umbra. Dacă simt frică, furie, mă simt neprotejat, mă simt atacat, simt că nu pot să fac față și atunci. Acțiunea de a-ți închide chakrele este o formă de a te adapta. La ce? La ceva, la un pericol, la ceva ce este prea mult. Și atunci faptul că eu îmi închid chakrele este un mecanism de adaptare, de protecție, la ceva ce vine. Înseamnă că eu nu pot din interior să gestionez și ăsta este mecanismul pe care nu întotdeauna mecanismele de adaptare reprezintă ceva negativ, pentru că și dacă pui mâna pe plită și te arzi, faptul că ții mâna nu înseamnă că vine din umbră, ci te adaptezi, este un proces de protecție. Dar despre a-ți închide chakrele înseamnă că este o emoție care stă la baza acestei acțiuni. Eu cu acea emoție aș lucra și în mod clar asta te duce în, într-un aspect, într-un fragment care se află în umbră. Cu drag, Alexandru. De cele mai multe ori în umbră găsim curajul, puterea, iubirea, respectul, puterea de a lupta, comunicarea, iar toate astea le-am reprimat și în schimb sunt mai puțin curajos și mai mult precaut. De ce? Pentru că nu mai vreau să pățesc ce am pățit altă dată. Dar viața îmi va aduce în manifestare acțiuni, situații similare, până când? Până când am destul de putere să scot curajul din umbră și să închid un cerc vicios în care inconștient mă tot întorc. De aceea realitatea tinde să se recreeze la nesfârșit în baza filtrelor pe care noi le avem. Nu înseamnă că îți face cineva ceva sau că are cineva ceva cu tine, ci pur și simplu realitatea este o
esență care reproduce realitatea din interior. De aceea, dacă exteriorul nu este exact la ceea ce mă aștept, important este să privesc în interior și să-mi dau seama ce din umbra mea creează în afară experiența care nu-mi place, cu care nu mă identific. În toți acești mulți ani de când predau în domeniul spiritualității, prima întrebare, atât la elevi din radiestezie, cât și la cei din domeniul Reiki, Karuna și așa mai departe, da? Este dacă când li se deschid clarurile, ochiul al treilea, simțurile și așa mai departe. Ei, toate aceste dorințe pe care le au elevii sau cei care intră în domeniul spiritual și au auzit că mai există ceva dincolo de lumea fizică, acel ceva care poate fi accesat prin diferite metode, intră în această spiritualitate și rămân dezamăgiți că prin toate tehnicile pe care le învață, simbolul și așa mai departe, da, tehnici de terapie, nu ajung să acceseze acele extra calități, simțuri, simțurile sufletului, simțurile corpului astral, nu doar simțurile, cele cinci simțuri ale fizicului. Ei, pentru a putea ajunge să ți se deschidă, să poți beneficia de acestea extra simțuri, e nevoie să accesezi această umbră. Pentru că accesând această umbră și începând să o vindeci, de fapt, ți se deschid acele aspecte din sufletul tău care pot să se conecteze la diferite straturi energetice și spirituale și noi să putem beneficia de acele informații extrăgându-le de acolo. Este simplu. Chiar și în cursul de radiestezie terapeutică, învățăm la modulul 4 aceste nivele spirituale, nivele pe care le accesezi atât timp cât îți vindeci umbra, pentru că altfel rămâi în planurile de jos ale acestor ceruri, să le spun, da, nivele joase și nu poți urca. De ce? Pentru că programele din subconștient, din umbra ta, nu îți dă voie să urci, să străpungi aceste nivele vibraționale superioare. Practic, cureți ceea ce este sub preș, scoți la lumină, astfel încât să poți să pui după aia un covor strălucitor și să rămână în permanență curat. Adică să creezi o experiență curată permanent. Mai mult decât atât, există tendința de a considera că dacă fac Reiki, mă duc la diferite consultații, fac curs de radiestezie, dar nu fac vindecarea umbrei, pentru că eu nu am nevoie. Pentru că eu sunt o persoană deja cunoscătoare și sunt evoluată spiritual, dar mi este foarte greu să stau în contact cu mine. De fapt, eu nici nu intru în profunzimile mele. Eu mă grăbesc să am grijă de alții, eu le fac altora. Și de cele mai multe ori oamenii vorbesc mult. Sunt și stau în afara corpului. Toată tendința este de a ieși în afară, spiritual, să stai, să plutești, să vezi că ai vers pe pereți. Dar nu mai ești conectat la tine. Poți să faci asta într-un mod cu adevărat spiritual. Abia atunci ești cu adevărat spiritual, când te cunoști pe tine și pleci de la o bază sănătoasă. Aceste claruri, daruri, haruri, se deschid singure prin faptul că tu
accesezi din interior aceste nivele de lumină care să-ți producă viziuni, să primești informații în permanență, adică conexiunea ta cu divinitatea nu este blocată de credințe, de frici, de emoții, de limitări, de separare. De aceea spuneam că vindecarea umbrei înseamnă întoarcerea la tine, reconectarea la esența ta divină cu toate potențialele sale. Doar că este complet nepotrivit să-ți crești doar partea de lumină fără să-ți integrezi și umbra, pentru că atunci vei fi un închipuit și vei spune eu sunt doar lumină, eu nu am umbră. Și atunci, cel mai probabil că voi încerca să arăt în afara mea și va fi foarte greu să stau conectat la mine. De multe ori spun, ok, stai și simte în corp, simte cum e pentru tine, ce emoții trăiești. A, nu, că eu nu am din asta, că îl fac pentru ceilalți, că bun, dar tu cu tine cum ești? Deci, în procesul de elevare spirituală, în procesul de descoperire de claruri, e nevoie de lumină care vine din Reiki, din radiestezie, dar această lumină nu este ca și cum șterge cu buretele tot ceea ce tu nu ai vindecat. Toate aceste tehnici și metode te susțin, te împuternicesc să intri în contact cu tine, să vindeci, să accesezi cu mai multă conștiență ceea ce până acum ai tot îngropat pentru că ți s-a părut că nu poți. Dar acum ai destul de lumină încât să te confrunți cu tine, să-ți pui o oglindă și să spui, ok, am furie, am invidie, sunt nerecunoscător, nu mai vezi pe mine. Am ego, sunt orgolios. Ok, hai să vedem cum pot să transform toate lucrurile astea, să mă întorc la calitățile divine, dar fără să mă mai separ, fără să spun că eu nu sunt așa, astea nu sunt ale mele. Deci tot ceea ce practicăm din punct de vedere spiritual ar trebui să aibă menirea de a mă pune mai mult în contact cu mine și de a mă întregi. În schimb, este total nepotrivit să faci dezvoltarea personală continuă când tu ai nevoie de terapie. Destul de puțină lume face terapie pentru că nu au nevoie. În esență este nevoie de foarte multă terapie, urmând în paralel sau ulterior și în proces de dezvoltare personală. Totul are sensul de a te eleva, de a adăuga noi valențe și noi cunoașteri. Însă vindecarea umbrei este la baza elevării spirituale, pentru că fără să te uiți la ce ai pus sub preș, nu poți să creezi o realitate de creator, pentru că creația ta va fi generată de aspectele din lume. Și cel mai probabil că nu ne dorim asta. De aceea, așa cum spunea și Romeo, în momentul în care facem măsurături radiestezice, marea majoritate doresc vârsta astrală, câtă lumină interioară au, acel DH, ce EBF are. Dar mai este un parametru foarte important și anume vindecarea umbrei. Cât din umbră ai vindecat? Până în momentul respectiv. Cât din umbră ai vindecat? Ei, o să vedeți că la vindecarea umbrei, care este la fel de importantă ca și creșterea luminii interioare, și apropo, pe măsură ce vă vindecați umbra, beneficitatea se transformă în sens pozitiv în toate nivelele ființei, fizic, biosic, noiesic. Așadar, vindecarea umbrei are directă corelare sau influență asupra beneficității și asupra luminii interioare. Dacă ai o umbră nevindecată, aceasta îți va conduce viața. Indiferent câtă lumină adaugi, cu cât adaugi mai multă lumină, cu atât programele din umbră vor reși la suprafață. De ce? Tocmai pentru că mai lumină, nu? Poți, ai suficientă putere spirituală să transformi ceea ce atâta amar de ani în viața asta și poate înainte de asta ai tot băgat sub preș.
Eu o să mă opresc aici și, ca de obicei, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Puteți să comandați cartea de la terapie la Miracol pentru mai multe clarificări de pe site-ul meu, mirelamariabotezatu.ro, dar și din site-ul lui Romeo, de la cărturești.ro, dacă vreți să vă luați mai multe cărți. Sper că v-am fost de folos și că, într-un fel sau altul, sunteți mai aproape așa și mai prietenoși astăzi cu umbra voastră. Îți mulțumesc, Romeo, pentru că m-ai invitat. Cu drag, noi ne vedem la următorul nivel din Caruna. Astăzi, primul webinar de Caruna va fi șters de aici din grup, deci până acum cine a avut timp să-l vadă. Cine nu, îl poate revedea în abonamentul Gold pe site la mine, pe romeobotezatu.ro. Dacă aveți întrebări la acest video, puteți să le adresați în comentarii și la următoarea întâlnire pe care o avem, vom răspunde la întrebările adresate de voi. În principiu, am avut o discuție cu Romeo în care Romeo spunea că undeva la o întâlnire odată la 2 săptămâni ar fi utilă pentru a mai aduce clarificări, a mai răspunde la întrebări. Adică, ideea ar fi să profitați de aceste întâlniri. Noi am ales să susținem această formă de muncă spirituală. Aceste întâlniri sunt gratuite, deci practic puteți să obțineți ceva clarificări, poate chiar informații, poate chiar ghidări către ce vă poate fi vouă de folos să vă dați, da, în calea personală. Deci profitați. Undeva la 2 săptămâni o să ne revedem și dacă aveți sugestii de teme sau ce v-ar fi de folos, noi vă suntem alături. Aveți chat-ul, puteți să scrieți, să nu vă fie teamă că să puneți întrebări, pentru că în urma întrebărilor învățăm toți. Pentru că o întrebare adresată acolo poate să răspundă altor 10, 20, 50 de persoane care s-au gândit la ea, dar nu au avut curajul să o scrie. Ne vedem la următoarea întâlnire. Până atunci ne vedem la Caruna și la seminarele pe care încep să le organizez cu temele din Reiki, Gendai și Caruna. Seminarii care le vom face prezentare aici pe grup, dar le vom ține pe Zoom, pentru că e nevoie să ne vedem. O seară frumoasă pe data viitoare. La revedere, seara bună.